elevii școlii gimnaziale numărul 3 vă invită la turgul de toamnă. Joi 24 octombrie, școala gimnazială numărul 3 din Vicov de Sus a găzduit târgul de toamnă desfășurat în aer liber în curtea școlii. Evenimentul binecuvântat de o zi însorită de toamnă a reunit elevi, părinți și profesori care au contribuit la crearea unei atmosfere pline de voie bună și solidaritate. Standurile decorate cu frunze, dovleci și alte simboluri de toamnă au fost încărcate cu o varietate de bunătăți pregătite cu grijă de elevi și familiile acestora. Vizitatorii s-au bucurat de preparate tradiționale, cum ar fi sarmale, fasole, sole cu cârnați, salată de beo, prăjituri de casă și delicii surpriză precum mici și pizza, foarte apreciate de cei prezenți. Vânzările au fost un succes, iar mulțimea s-a bucurat de o experiență culinară autentică. Bine ați venit la cea de-a treia ediție a Târgului de Toamnă, organizat de Școala Gimnazială numărul 3 Vicovul de Sus. De fiecare dată, evenimentul devine tot mai frumos și mai bogat. Acest târg este o oportunitate minunată pentru a ne aduna în comunitatea noastră școlară, pentru a împărtăși nu doar produsele toamnei, ci și proiectele și munca dedicată elevilor noștri. Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați, elevilor care au muncit cu pasiune, profesorilor care i-au ghidat și părinților care i-au susținut. Acest târg este o dovadă vie a eforturilor noastre comune și a dorinței de a crea amintiri de neuitate.